Bună, sunt Cristina Cente, autoarea romanului SF pentru copii Alex Blu, băiatul extraterestru, și o să vă citesc un fragment din primul capitol care se cheamă Casa misterioasă. Cartea este în curs de apariție, așa că o să vă citesc de pe tabletă. Alex rămăsese în urma celorlalți copii care pedalau nebunește, îndepărtându-se tot mai mult. Nu mai putea. Inima îi bătea să-i spargă pieptul. În acea după-amiază fierbinte de iulie, el și prietenii lui se hotărâseră să facă o plimbare mai lungă. Se zvonise că undeva, pe câmp sau în pădure, se întâmplase ceva, dar nimeni nu știa exact ce. Joe Cooper se jurase în fața tuturor că văzuse cu ochii lui o ploaie de stele portocalii pe cer, în direcția vechiului parc de distracții, închis acum. Așa că o porniseră cu toți într-acolo. Însă tovarășii săi de joacă merseseră atât de repede încât nu se putuse ține după ei. Roțile mici ale bicicletei nu făcuseră față. Supărat, se așeză pe iarbă și desfăcu sticla de suc pe care o purta în suportul de pe cadru. Cu siguranță nu era ziua lui norocoasă. Băutura acidulată fusese agitată zdravân în timpul cursei nebune cu bicicleta și când desfăcu dopul, lichidul roz țâșnii împrăștiindu-se pe tricoul lui alb. Acu chiar că sunt de râsul tuturor cu rozaliul ăsta, aș spuse. Niște sclipici îmi mai lipsește și aș fi păpușa Barbie perfectă. În timp ce privea abătut linia orizontului, unde dispăruseră prietenii lui, atenția îi fu atrasă de ceva ciudat. Lângă bătrânul stejar în care copiii își construiseră un leagăn dintr-un cauciuc vechi, apăruse de nicăieri o casă. Trebuie să fie o greșeală, își spuse. Miji ochii privind-o mai atent. Nu era nicio greșeală. Mai mult chiar, casa era identică cu cea a familiei prietenului său Luc. Absolut identică. O cunoștea foarte bine, că-și fusese acolo în vizită de mii de ori. De uimire, Alex uită complet de bicicletă și se îndreptă fascinat într-acolo. Pe măsură ce se apropia, văzu chiar și capul de mort, desenat de el și Luc cu markerul pe zid când se jucau de-a corabia piraților și care apoi nu mai putuse fi șters. Totuși, puștul avea senzația ciudată că, deși arăta la fel, nu era casa vecinilor, fără să poată explica de ce. Ceva părea diferit la ea. Pe măsură ce se apropia, Alex simțea cum îi piere cheful de a merge acolo. Poate era lumina misterioasă aruncată de ultimele sclipiri ale zilei. Poate era capul de mort de pe zid rânjind sinistru deasupra celor două oase încrucișate. Cert e că se simțea asaltat de presimțiri negre. Când se găsi la vreo 10 pași distanță, se opri. Inima îi bubuia ca un ciocan. De ce era casa atât de tăcută și de rece? De ce erau umbrele atât de amenințătoare? Mai făcu un pas totuși. Ajunse cu bine în fața ușii. Totul părea în regulă. Acum nu trebuia decât să se uite pe geam să vadă ce e înăuntru. Fereastra luminată îl atrăgea ca un magnet. Cu pași ușor, ca de pisică, se apropie. Se ridică pe vârfuri, încercând să mai câștige câțiva centimetri. Dar, dezamăgire, draperiile groase acopereau totul. Ar fi trebuit să se oprească în acel moment. Ar fi trebuit să plece. Dar curiozitatea îi fusese stârnită și acum trebuia neapărat să vadă ce era înăuntru. O să sun la ușă să văd cine îmi deschide. Cam la asta se rezuma noul său plan. Alex își făcu singur curaj și întinse mâna spre sonerie. În acest timp, ochii lui erau îndreptați în continuare spre fereastră, unde spera să zărească vreo mișcare. Brusc își dădu seama că întinsese mâna cam mult și totuși nu atinsese încă butonul. Întorcându-și privirea spre ușă, văzu ceva ce îl făcu să înghețe de spaimă. În loc să atingă ușa, brațul său intrase până la corp prin ea, ca și cum ar fi fost făcută din aer, nu din lemn. Un gând nebunesc îi trecu prin cap. Nu se întâmplase nimic rău. Așa că ce-ar fi dacă ar trece cu totul prin zid să vadă ce e înăuntru? Curiozitatea lui era pur și simplu de neoprit. Numără până la 3, trase aer în piept și păși prin perete. Se trezi într-o beznă totală. Ceva nu era în regulă. Cum de-i așa de întuneric când de afară se vedea lumină? Fu primul lui gând. În secunda următoare simți mirosul. Era o aromă tare ciudată, cum nu mai întâlnise niciodată. Aerul era și el straniu, dens. Simțea că se sufocă, de parcă cineva îi turnase plumb în plămâni. Trebuie să ies acum de aici, nu mai pot respira, se gândi. Dar pe unde? Nu exista o ușă, își aminti. Putea ieși pe oriunde. Trebuia doar să se întoarcă și să facă un pas prin zid.
Gâfâind, vrut să se răsucească pe călcâie, dar picioarele nu-l mai ascultau. Încet, nespus de încet, ca într-un coșmar, începu să se întoarcă. Îi vâjâiau urechile de la efort. Mai repede, mai repede. Atât mai a avut timp să gândească, înainte să simtă cum întreaga casă se mișcă, de parcă ar fi fost guduită de un cutremur. Făcu un ultim efort să se smurgă de acolo, dar realiză că picioarele și mâinile erau paralizate complet și era imposibil să se miște. Zguduiturile continuau, provocându-i o amețeală cumplită. Se prăbuși în întuneric, leșinat. Cam atât deocamdată. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!